Spunem așadar bună seara tuturor, Hristos a înviat și mulțumim domnule profesor dr. George Cristian Curcă pentru amabilitatea dumneavoastră de a fi astăzi împreună cu noi. Bună ziua, numele meu este George Cristian Curcă, sunt profesor de medicină legală și bioetică la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila și țin să mulțumesc pentru invitația pe care am primit-o în această ocazie de a vorbi în fața domnilor voastre despre unele aspecte care țin de bioetica, relație medic-pacient într-o perioadă pandemică, în general, și în mod particular în perioada pandemie COVID-19. Am încercat să realizez această poziționare atât a elementelor de bioetică, cât și a celor legate de pandemia COVID-19, folosind o comparație între ceea ce s-a întâmplat acum și ceea ce s-a întâmplat cu aproximativ 100 de ani înainte, cu ocazia pandemiei gripei spaniole, în 1918. Cred că această comparație este, să zic, instructivă, poate chiar utilă, pentru că atunci când cunoaștem trecutul și administrăm într-o măsură mai inteligentă viitorul și putem învăța lecțiile trecutului astfel încât să fim pregătiți pentru cele ale prezentului și ale viitorului. Așa încât, dacă ne gândim la anul 1918 și la pandemia gripei spaniole, n-avem cum să nu ne aducem aminte că era în plin război, primul război mondial. În egală măsură, era o depresie economică severă, erau numeroase alte boli infecțioase, precum tifusul exantematic, care produceau decese în toată lumea, este și motivul pentru care s-a numit gripă spaniolă, pentru că s-a observat în Spania care Spania nu era în război și pentru că nu era în război nu avea o rată de incidență foarte mare, atât legată de victime ale războiului, dar în același timp și de victime ale tifusului exantematic. Și, foarte important, cunoașterea medicală era, să zic, de bază în raport cu infecțiile respiratorii. Nu existau antibiotice, nu existau antivirale, nu aveam echipamente de terapie intensivă, nu exista vaccinare și mai ales nu erau cunoscute microorganismele virale. Deci se considera că, iată, gripa spaniolă era produsă de un agent, agentul Eaton. Și toate acestea, să zic, într-un corolar al nu exista bioetică. Bioetica este, poate, una din lecțiile cele mai importante ale pandemiei COVID-19. Dar până să ajungem să vorbim puțin despre ea, în actualitatea pandemiei COVID-19, să vorbim despre ea în începuturile ei. Suntem în anul 1900 și pentru prima dată în Europa se vorbește la acest moment despre consimțământ. În Germania, legat de experiment.
Suntem în 1931, apoi, și vorbim despre consimțământ, din nou în Germania, vorbim în 1931, despre consimțământ după prealabilă informare. Dar nu vorbim despre sintagma consimțământ informat. Și vorbim despre consimțământ după prealabilă informare legat de noi terapii și experiment, și cercetarea științifică pe ființa, pe subiectul uman. Suntem apoi, iată, în parcurgerea timpului în anul 1964 și atunci, cu ocazia declarației de la Helsinki privind cercetarea pe subiect uman, privind regulile și normele de cercetare pe subiect uman, vorbim pentru prima dată de sintagma consimțământ informat. Și așa ne îndreptăm spre anul 1979, care este anul de naștere al bioeticii. Prin nașterea bioeticii, prin încheierea anchetei și cercetării în cazul Tuskegee, care atestă cu ocazia raportului Belmont principiile cercetării pe subiect uman, de fapt le reatestă, pentru că au mai fost odată atestate cu ocazia momentului judecății de la Nuremberg, și anume respectul autonomiei, respectul persoanei și justiția în actul medical și în actul de cercetare, adică principiile egalitariene și echitabile în raport cu cercetarea științifică, selecția corectă a grupelor de populație care sunt incluse în cadrul cercetării a subiecților și a subiecților care sunt incluse în cadrul cercetării științifice. Așa încât, cu ocazia raportului Belmont și atestarea celor trei principii pe care le-am amintit, se creează premizele în același an a nașterii propriu-zis a bioeticii prin atestarea de către Beauchamp și Childress a principiilor beneficenței, a principiului non-maleficenței, a principiului autonomiei și a principiului justiției medicale. Cele patru principii ce construiesc principismul, care stau la baza binelui în actul medical din perspectiva bioeticii. Așa încât vorbim de bioetică în 1979 și astfel 1918 este cu 60 de ani înainte de nașterea bioeticii. Asta am avut în 1918 cu ocazia, să zic, a pandemiei gripei spaniole. Dar în 2019, desigur, avem cunoaștere științifică, astfel încât avem antibiotice cu care putem trata comorbiditățile, avem antivirale cu care putem interveni încă de la început, avem doar dezbatere ce antivirale să putem folosi care să fie mai eficiente, avem echipamente de asistare a respirației pentru situațiile de insuficiență respiratorie. Avem terapie intensivă, ceea ce înainte, ca și unitate de terapie intensivă și specializare de terapie intensivă și specializare de medicină de urgență nouă. Avem vaccinare. Avem vaccin, avem chiar mai multe vaccinuri. Avem și bioetică. Iată, dacă 1918 este la 60 de ani înainte de nașterea bioeticii cu cele patru principii ale sale, beneficență, non-maleficență, autonomie și justiție, acum, în 2019, suntem la aproape 40 de ani
de la nașterea bioeticii și recunoașterea și aplicarea principiilor despre care am amintit. Avem respectul drepturilor omului astăzi. Evident, și o justiție socială. În 2017, cu 2 ani înainte de pandemie, un celebru cercetător, Terence Stumpy, care a participat la recompunerea genomului virusului gripe spaniole, virusul H1N1, spunea în 2017, dacă o pandemie severă ar surveni astăzi, de amploarea sau severitatea celei din 1918, sistemul medical și infrastructura lui ar fi depășită, atât în Statele Unite, cât și în toată lumea. Și medicii în spital s-ar strădui, s-ar lupta, ar depune eforturi deosebite pentru a putea păstra îngrijirea medicală de bază față de bolile sau pentru bolile cu caracter general și nu cele legate de pandemie. Astfel, nu uităm că el și alți cercetători, într-un efort conjugat începând cu 1951, reușesc în anul 2004, mă refer la Terence Stumpy, ca să recompună virusul H1N1, virusul gripei spaniole. Deci, 50 de ani de efort de recuperare din permafrost a unui virus din corpurile decedate ale celor care au murit cu gripă spaniolă, pentru ca să-l avem astăzi, de fapt, din 2004, în laborator și să înțelegem lecțiile științifice astfel încât să le putem folosi pentru o următoare sau o nouă pandemie. Și iată că în 2017 Tampei spune că nu am putea face față. Și nu am făcut față. În 2019 aș vrea să amintesc că, cel puțin în primele 3 luni de zile, internetul era în o necunoaștere științifică. Nu puteai obține informații științifice cu privire la ceea ce se întâmplă. Medicii erau în străduința salvării vieții, într-un exemplu de solidaritate și un exemplu de devotament față de pacienții într-un număr foarte mare în insuficiență respiratorie și mulți din ei în pragul agoniei. Iar informațiile lipseau. Deci, iată cum, într-un timp modern, în 2019, medicina bazată pe dovezi, 3 luni de zile, cel puțin, a fost învinsă de numărul cazurilor. N-a fost învinsă însă solidaritatea profesională și solidaritatea socială. Și despre asta ar trebui cumva amintit sau ar trebui cumva subliniat. Paradigmele în îngrijirea COVID-19 s-au schimbat. De la medicina deontologică, bazată pe exercițiul datoriei față de pacient, la medicina utilitariană, bazată pe exercițiul datoriei
pentru împlinirea binelui general. Dacă înainte de 2019 oamenii, pacienții erau evaluați metodic, începând cu COVID, evaluarea a fost făcută rapid. Dacă primul venit, primul servit, înainte de 2019, cel mai bolnav este primul servit din 2019. Tratamentul complet, maximal, se transformă în tratament adecvat, minimal. Follow-up-ul extins se transformă în follow-up-ul limitat în raport cu boala pe care o prezintă pacientul. Dacă resursele adecvate sunt nelimitate, resursele adecvate sunt limitate. Dacă se poate amplifica, iată, capacitatea sistemului înainte de 2019, nu se poate amplifica și s-a dovedit chiar dramatic acest lucru, capacitatea sistemului în timpul pandemiei. Dacă noi alte cazuri de alte boli puteau fi acceptate în spital, noi alte cazuri de alte boli nu au mai fost acceptate în spital în perioada pandemiei, cu excepția marilor urgențe. Dacă personalul medical era suficient, acum personalul medical era insuficient. Dacă personalul medical era sănătos, acum personalul medical nu era sănătos, era epuizat, în burnout. Dacă pacienții și familiile erau mulțumite și recunoscătoare sistemului medical, pacienții și familiile sunt nemulțumite, nerecunoscătoare sistemului medical. Dacă inițial medicii au fost aplaudați într-un consens social sau societal, ulterior medicii au fost fluierați și îngrijirea medicală a fost pusă sub îndoială. Toate aceste lucruri s-au întâmplat. Pentru toate aceste lucruri am fi putut fi pregătiți. Pentru că exemplul pandemiei din 1918 a existat, istoric vorbind. Doar lecțiile nu au fost pe deplin învățate. În 1918 exista și depresiune economică, exista și război, exista și tifos exantematic, dar exista în egală măsură și solidaritate socială și încredere în autoritatea publică și încredere în autoritatea statului și solidaritate în raport și îndreptată în sprijinul și ajutorul sistemului medical. Aspecte care au lipsit sau au fost afectate în perioada pandemiei COVID-19. Câteva dileme etice aș vrea să amintesc în raport cu ceea ce s-a întâmplat acum. Presiunea despre care vorbeam, pe care COVID-19 a determinat-o și a exercitat-o în spital sau în spitale sau în sistemul medical, a fost continuă. Normele utilitariene s-au impus față de normele deontologice. Acestea au adus după sine vârsta maximă de eligibilitate la admisia în spital, ceea ce este neetic. Întrucât demnitatea ființei umane nu are legătură cu vârsta. Și demnitatea ființei umane se află la baza actului medical și a eticii profesionale medicale. Calitatea anilor de viață rămași netrăiți au determinat prioritarism și prioritarismul este o formă de discriminare și este neetică. Analizele cost-beneficiu au afectat demnitatea ființei umane și unicitatea ființei umane. Nu se pune în analiză costul atâta timp cât viața se pierde. Astfel încât recomandările Asociației Medicale Mondiale de a îndrepta sau de a găsi soluții pentru alocarea resurselor limitate exclusiv pe baza folosirii criteriilor medicale, nu au fost întotdeauna respectate.
datoria de îngrijire a fost înlocuită față de pacient, a fost înlocuită cu datoria de dublă loialitate și mai mult chiar cu datoria de loialitate față de binele general. Iată aspecte care ele au creat tensiuni sociale, au creat în același timp și dileme etice în etica profesională, în sistemul medical. S-a rescris relația medic-pacient. Relația medic-pacient, așa cum a fost fundamentată de către practica medicală hipocratică, a fost permanentă în valorile sale fundamentale de respect față de demnitatea ființei umane, de respect față de bine, sănătatea pacientului meu este principala mea îndatorire, de a evita răul, de a evita vătămarea și suferința pacientului, de a respecta loialitatea bazată pe empatie și altruism. Relația medic-pacient, în formele pe care tocmai le-am descris, s-a rescris cu ocazia pandemiei COVID-19. Nu aveam antibioticele necesare, deși le știam. Nu aveam antiviralele necesare, deși se cunoșteau. Nu aveam echipamente de respirație suficiente, deși existau. Nu aveam solidaritate, deși solidaritate societală, deși solidaritatea profesională există. Există însă multă suferință și multă nevoie de îngrijire medicală. Astfel încât fundamentele relației medic-pacient, în lipsa cunoașterii și în lipsa resurselor, s-au rescris, cum spuneam, în jurul empatiei, în jurul beneficenței, în jurul datoriei de îngrijire. Deci, relația medic-pacient nu este abandonată, n-a fost abandonată pentru că avem mai multă tehnologie, ci a fost rescrisă, a fost reactualizată, tocmai pentru că tehnologia pe care o avem a fost prea puțină și în același timp cunoașterea fragmentată, astfel încât dincolo de ceea ce ar fi trebuit să avem și să știm, în fiecare clipă, viața unui pacient era în nevoie de îngrijire și în pericol. Asta a determinat din nou o reactualizare a relației medic-pacient. Astfel încât să se împiedice restricționarea accesului către terapia intensivă, acceptarea vizitelor familiei, ieșirea din anonimizare a personalului medical, să se evite însingurarea persoanelor care se află în starea finală sau în stadiul final al bolii, și iată forme ale Do Not Resuscitate a DNR-ului transmise prin e-mail, ceea ce evident este neetic și în același timp este la limita legalității în țările în care DNR-ul este acceptat, precum Regatul Unit. Aceste lucruri ar fi trebuit să se întâmple, dar ele nu s-au întâmplat așa cum ne-am fi dorit sau așa cum am fi așteptat, așa cum ar fi trebuit. Cu lecțiile învățate să le parcurgem. Triajul.
Triajul acesta a fost și el, la rândul lui, cu probleme. Triajul a fost inventat și folosit pentru prima dată, se știe asta, de către Dominique Jean Larry, în timpul războiilor napoleoniene. El a folosit pentru prima dată cuvântul triaj, în sensul de a sorta. A oferit și trei criterii de triaj. Evident, criteriile acestea erau dintr-o perspectivă utilitariană. Adică, cei, primul grup, cei care mor cu tot cu tratament. Grupul al doilea, cei care vor trăi numai cu tratament și spre care se îndreaptă tratamentul. Și grupul al treilea, cei care vor trăi și fără tratament și care, evident, nu sunt tratați. Asta, cu asta a început triajul. Dar el s-a întâlnit în circumstanțele aplicării sale cu lipsa de loc, cu lipsa de personal sau cu lipsa de resurse, așa cum am amintit. În 2017, la Maryland, deci nu, 2017, suntem înainte de pandemie, suntem la momentul în care Terence Stampy spune că o să fim nepregătiți dacă survine o nouă pandemie. Și am fost. La Maryland, deci, se stabilesc ghiduri. Ghiduri care privesc alocarea resurselor limitate în situații de urgență catastrofice și în care se stabilește prin normă un ventilator. Nu trebuie retras la un pacient pentru a fi dat unui alt pacient. Pentru că retrăgându-l de la un pacient care are nevoie de el pentru a supraviețui, acel pacient va muri. Iar punându-l pe un alt pacient care are nevoie de el, nu există nicio garanție că acesta va supraviețui. Ca urmare, se poate previziona un coșmar utilitarian în sensul opus cantității cele mai mari de bine pentru cât mai mulți oameni, respectiv în pierderea tuturor și cantitatea cea mai mică de fericire pentru toți oamenii. Ghidul acesta, norma despre care vorbeam, a fost uitată. În 2019, în 2020, societatea se întreba dacă nu putem decupla aparatul respirator de pe o persoană care este de mai mult timp pe el, cuplată pe aparatul respirator pentru a-l da altuia, pentru că nu avem suficiente echipamente respiratorii. S-a uitat. Nu s-a învățat lecția. Nu era necesar să decuplezi un echipament respirator pentru a ucide pe cineva. Era încercarea de a crea mai multe echipamente respiratorii pentru a fi mai multe echipamente sau mai multe mijloace de folos pentru mai mulți oameni. Aceasta era calea corectă. Lecții de învățat. Evident, ceea ce am spus înainte e valabil și acum. Nu am învățat lecțiile din 1918, dar cele din 2019 le-am învățat. Aceasta e o întrebare. Suntem pregătiți pentru următoarea pandemie? Sau retrăim afirmația după care o nouă pandemie ne va găsi din nou descoperiți? Trebuie să continuăm în a acorda îngrijiri medicale cu compasiune, cu empatie, cu altruism, într-o relație medic-pacient solidă, cu transparență,
care să se îndrepte către cei mai vulnerabili dintre pacienți, care să se îndrepte spre salvarea vieții, care să fie pro-viață, care să respecte demnitatea ființei umane și unicitatea ființei umane. Să nu uităm că societatea e compusă din fiecare dintre indivizi. Și cred că n-ar trebui folosit cuvântul individ, ci ar trebui folosit cuvântul persoană. Societatea este compusă din persoane. Pandemia care s-a încheiat, în înțelegerea faptului din nou că medicina este nu doar o știință. Iată, în 2019, reamintesc, 3 luni de zile, știința pe internet a tăcut. N-am avut cunoaștere despre ce se întâmplă. Am fost într-o formă ciudată, ca în 1918, cu deosebirea că ei nu știau. Noi știam, dar nu cunoșteam. Ca să spun așa, este o știință și o artă, medicina. Artă în sensul umanitarismului și a fundamentării moralității la baza eticii profesionale. Nu doar la baza eticii profesionale, și la baza eticii societale, este nu doar o problemă a eticii profesiei de medic, ci și o problemă antropologică, culturală, a societății. Lecțiile sunt nu doar pentru medici, ci pentru întreaga societate. Și fundamental, lecția care n-a fost înțeleasă acum, dar a fost înțeleasă în 1918, a fost lipsa de solidaritate. Ceea ce atunci, în atât de multe necunoscute, exista solidaritate, acum a fost afectată solidaritatea societală. Și asta e poate principala sarcină pe care bioetica, aminteam despre ea, pe care cei din 1918 nu au avut-o, dar pe care noi o avem de aproape 40 de ani, bioetica în reatestarea principiilor sale va trebui să țină cont, respectiv beneficență, să faci bine, non-maleficență, să nu faci rău, respectul autonomiei și a liberului arbitru, fundamentat pe demnitatea ființei umane și unicitatea ființei umane și justiția în actul medical egalitarian și echitabil, astfel încât repartiția vaccinurilor trebuie să fie fundamentată pe justiție, după cum a mijloacelor care sunt într-o alocare limitată. Nu este doar despre lecția pentru noi, este și despre lecția pentru generația următoare, pentru că următoarea pandemie va fi mai mult sau mai puțin pentru noi, ci pentru următoarea generație. Lecția de astăzi este ceea ce vor ști și vor face cei tineri de mâine. Cei tineri care sunt astăzi, dar care vor fi adulți mâine. Și care vor face mâine ceea ce au învățat și au văzut că am făcut noi astăzi.
Și ar fi bine să învețe mai bine decât am făcut noi astăzi. Și să facă mai bine decât am făcut noi astăzi. Principiile pentru etice ale binelui, pentru ce va urma, sunt centrate sau trebuie să fie centrate pe justiție, pe beneficență, a face bine, pe utilitate, în egală măsură, pe respectul față de persoană și demnitatea ființei umane, pe libertate, pe respectul drepturilor, pe reciprocitate și, fundamental, pe solidaritate. Cheia este să balancezi sau să balansăm aceste principii, astfel încât actul medical să promoveze binele individului, respectiv binele persoanei, așa cum am sugerat că ar fi poate bine să gândim sau să folosim ca și sintagmă și să prioritizăm binele persoanei față de binele societății și al științei. Salvarea vieții este întotdeauna cea mai importantă. Este întotdeauna interesul suprem al fiecăruia dintre noi. Nu este doar important, este o datorie profesională, este o datorie legală, este o datorie morală. Nu este și singura datorie. Ea se adaugă respectului drepturilor pacientului și a pacienților și a cetățenilor. Se adaugă justiția actului medical, așa cum am spus. Să nu uităm populațiile vulnerabile, care sunt cele mai expuse într-o situație în care resursele sunt limitate. Cei care sunt marginalizați sunt primii care suferă. Sunt primii care nu au. Să comunicăm într-o formă mai bună, într-o formă care să permită solidaritatea. Sistemul medical trebuie să nu uite, și nu doar cel medical, că oamenii în afara noii boli, oricare ar fi această nouă boală, va avea mereu în îngrijire persoane, pacienți cu alte boli, care sunt la fel de periculoase ca și noua boală. Concluzii. Organizare, politici de sănătate, politici sociale, protejarea drepturilor individului, recunoașterea libertăților, etică profesională centrată pe relația medic-pacient, balansarea principiilor binelui individual, a binelui persoane față de binele general și valorizarea deontologiei, a exercițiului datoriei în etica profesională medicală. Să nu uităm că ceea ce gândim să construim astăzi este mereu pentru mâine. Și să ne gândim la generațiile de mâine și la valorile pe care aceste generații, nu doar la mijloacele pe care aceste generații le vor avea de administrat și le vor folosi în profesia lor. Vă mulțumesc pentru timpul pe care mi l-ați acordat și pentru, poate, atenția acordată, să zic așa. Mulțumim și noi foarte mult pentru această conferință, pentru intervenția dumneavoastră, domnule profesor. Personal am reținut lucruri care sunt de mare importanță. De exemplu, dumneavoastră ați vorbit în mod repetat despre solidaritate, solidaritate societală, solidaritatea societății noastre, care
din nefericire, așa cum se poate vedea, are foarte multe probleme din punctul acesta al coagulării și este posibil ca solidaritatea să rămână o tară societală și pentru mai târziu și pentru generațiile următoare. Aș îndrăzni o întrebare. Credeți că lucrurile acestea se pot rezolva prin apropierea de credință, credința creștină? Sigur că da, vreau să spun. Este una din căile pentru a aduce oamenii în comuniune sau în comuniunea sufletului și în intențiile de bine față de ceilalți. Deci, spiritualitatea creștină, spiritualitatea religioasă în general, dacă încercăm o generalizare, coagulează și adună oamenii. Prin urmare, este una dintre căi sau este o cale care trebuie folosită. Trebuie, să zic așa, stimulată sau promovată. Atât cât putem să facem acest lucru. Mă gândeam întrebându-vă acest lucru, domnule profesor, tocmai pentru faptul că solidaritatea ar putea să plece ca înțelegere de la conceptul pe care, acel dualism pe care l-ați prezentat, de fapt individul este altceva decât o persoană. Persoana presupune mai mult decât conceptul de individ. În cadrul unui mușuroi, de exemplu, o furnică este un individ dintr-un conglomerat de ființe, dar evident că persoana înseamnă simțire, rațiune și voință. Adică eu așa îmi imaginez și așa știu că este și în cărți în general, adică este posesoarea unei rațiuni autonome care se poate manifesta liber în raport cu ceilalți, este edificată sau se edifică pe parcursul întregii vieți. În același timp vorbim de sentimente și de afecte care la rândul lor manifestate liber în acestea împreună cu rațiunea arată că ființa este o ființă umană, persoana este chemată la libertate și la manifestarea acestei libertăți și nu în ultimul rând la, dacă vreți, zona volitivului, adică voința de asemenea să nu fie îngrădită și aici apar niște relații între stat și persoană, dar într-adevăr accentul pe care îl puneți dumneavoastră îl găsesc foarte important. De ce? Pentru că citeam undeva într-o carte a lui Pavel Chirilă, domnului profesor Pavel Chirilă, domnului doctor, că spunea la un moment dat că păcatul cel mai mare al medicinei alopatice este mutarea accentului de pe pacient pe boala acestuia. Și aici vă dau, adică mi-a plăcut intervenția dumneavoastră în mod cert, pentru că a insista și a înțelege că în fața medicului curant se află o persoană și nu un individ, cred că aduce o nuanță importantă în actul acesta medic-pacient. Aș îndrăzni să spun și eu în sensul dumneavoastră. Deci vă mulțumesc, mie personal mi-ați răspuns unor întrebări ca cel care are activitate într-un spital și am nevoie, la rândul meu, să mă edific asupra unor lucruri importante. Aș vrea să spun acum către participanți că puteți adresați întrebări domnului profesor sau direct, ridicând o pălmuță, cum se face în sistemul acesta online, sau punând direct întrebări în chat, pe care după aceea eu le voi citi către domnul profesor. Este foarte important să adresăm întrebări pentru că subiectul ca atare este unul abia dacă s-a răcit ușor, a fost extraordinar de acut, de intens, vorbim de 2 ani în care am avut lupte foarte puternice și personale și la nivelul societății într-un context foarte reactiv față de tot ceea ce înseamnă normalitatea sau starea de alcalinizare normală a unei societăți. Eram foarte prinși într-o cavalcadă a informațiilor din care nu știai la un moment dat să faci sortare. Și dumneavoastră, iarăși ați surprins la un moment dat,
această realitate în care nu știai, sau față de care nu știai foarte bine cum să te poziționezi, realitatea unor informații care contraziceau pe altele. Această informare și dezinformare în același timp în societate și dumneavoastră, din punctul acesta de vedere, ați punctat iarăși foarte bine. A fost greu 2 ani de zile și mai ales în 2020, când a fost anul poate cel mai intens și cel mai dur, să facă o decantare pentru o persoană obișnuită între informațiile corecte și cele care nu erau corecte sau rău intenționate. Din punctul acesta de vedere, aș vrea să vă întreb, dumneavoastră ați avut la un moment dat sentimentul acela al confuziei, fiind foarte mult bombardat sau fiind bombardat cu diferite informații din diferite medii? Ați trăit și dumneavoastră ca noi acest sentiment? Sunt om, desigur, sunt medic și în același timp, în conjunctura aceasta a vieții bioetician, ca om am propriile mele dezorientări, ca toți, de altfel. Ca medic însă, mai puțin. Nu cred că oamenii, deci, în afara profesioniștilor, înțelegeau exact ce se întâmplă în spital. Nu cred că au putut simți și vedea tragismul fiecărei zile. Zecile de persoane care mureau și care mureau cu boală confirmată. Unii dintre ei cu îngrijirile necesare, alții cu îngrijiri parțiale în lipsa mijloacelor de îngrijire. Deci, drama umană este diferit percepută de cei care o parcurg față de cei care sunt spectatori și cu atât mai mult detașați sau în afara locului în care se întâmplă aceasta. De aceea presiunea asupra corpului medical a fost foarte mare, pentru că corpul medical a văzut acest lucru. A putut da mărturie pentru ce se întâmplă. E de neînțeles pentru mine de ce o parte a corpului medical nu s-a vaccinat, de exemplu. Dar sunt puțini, sper, și din câte știu, aceștia. Pentru că te vaccinezi, în primul rând, pentru ca să nu transmiți boala celorlalți și medic fiind, ai această datorie, ca să-i ferești pe ceilalți de boală. Adică să nu devii vector al transmiterii bolii. Deci e o datorie profesională înainte de a fi o datorie îndreptată spre propria ta persoană sau a familiei tale sau de altă natură. Deci, ca medic, n-am avut aceeași percepție precum unii cetățeni din societate. Am avut mai multe certitudini, ca să zic așa, în noialul de incertitudine științifică, mai multe certitudini legate de faptul că oamenii sunt în suferință, în mare nevoie, sunt un mare număr într-o astfel de situație și e nevoie, dincolo de mijloace, măsuri și, evident, tratamente eficiente, e nevoie de o relație medic-pacient altruistă și empatică, chiar dacă e depersonalizată și e, să zic, un aspect cu totul caracteristic, faptul că medicii au simțit nevoia să-și scrie numele cu marker negru sau, mă rog, contrastant pe costumele lor de unică folosință,
pentru ca pacienții să știe cu cine stau de vorbă. În încercarea de a se personaliza și deci a personaliza relația medic-pacient. E, aș spune, emoționant acest lucru, dacă stai să-l înțelegi. Asta se simțea din interiorul practicii și actului medical. Exteriorul nu arăta întotdeauna la fel. Deci, ca medic, ai mai multe certitudini și simți că e nevoie de acțiune și e nevoie de tine. Ca bioetician, desigur, ai foarte multe întrebări și prea puține răspunsuri și trebuie să înțelegi, ca bioetician, nu avem cum face altfel, că oamenii au liber arbitru. Au într-adevăr, și ține asta de demnitatea ființei umane, dreptul să decide ei înșiși. Să decide ei înșiși dacă îi ajută pe alții sau dacă nu îi ajută. Sau în ce formă îi ajută. Sau în ce formă le refuză ajutorul. Și nu cred că avem, să zic, autoritatea, noi cel puțin, ca oameni, bioeticieni, medici, cetățeni, să-i judecăm pe ceilalți. Putem, într-adevăr, să punem întrebări cu privire la ce se întâmplă. Să înțelegem de ce se întâmplă astăzi aspecte care par să fie lecții neînvățate, care cu 100 de ani înainte nu s-au întâmplat. Avem dreptul să ne întrebăm, dar nu cred că avem dreptul să judecăm. Putem, în schimb, să încercăm să propunem soluții pentru moment, dacă e posibil, și mai ales pentru viitor, respectiv pentru ceea ce se va putea întâmpla, astfel încât să încercăm să nu mai fim nepregătiți, așa cum am arătat. Prin urmare, acestea au fost îndoielile, încercând un răspuns la întrebarea dumneavoastră, pe care le-am parcurs și cred că cu toții am parcurs aceleași îndoieli. Și în același timp fiecare avea propriile sale certitudini, dar avea în același timp și îndoielile sale. Important este să ne gândim și la ceilalți. E, cred, foarte important acest lucru, pentru că puținul care îl facem pentru ceilalți nu numai că se adună și devine mai mult decât puțin, dar în același timp se întoarce înapoi către fiecare dintre noi. Nu doar spiritual, deși e foarte important și ne dă încredere, ne dă o valorizare a propriei noastre persoane și a acțiunilor noastre, dar în același timp se întoarce înapoi pentru că o parte din acești oameni pe care îi ajutăm, scapă și ei ne pot ajuta pe noi atunci când noi vom avea nevoie de ajutorul lor. Da, mulțumim tare mult, e foarte important ceea ce precizați dumneavoastră, ne ajută foarte mult pe mine, cel puțin în mod cert, pentru edificarea în căutarea unor răspunsuri. Părintele Diacon Adrian Sorin Mihalache ar dori să intervină și îl invităm să adreseze întrebarea. Da. Eu am vreo 5 întrebări, dar nu vreau să pun decât 2, să spun, pentru că dacă mai sunt întrebări, nu vreau să ocup tot spațiul. Dar dacă avem întrebare, dar deodată ocupați spațiul. Da, adică pun întrebarea, pun 2 întrebări și după aceea, dacă nu sunt întrebări, le pun și pe celelalte, dacă sunteți de acord. Sigur. Da. Aș vrea să, în primul rând, să mulțumesc domnului profesor, a fost excelent pentru mine, cel puțin a fost un cuvânt minunat, pentru că de mult simțeam și eu nevoia unor aprecieri din partea unor specialiști care să aibă și luciditate și echilibru și în același timp o atenție foarte largă, care acoperă un interval foarte mare de la drepturile persoanei și de la valoarea inestimabilă a
imposibil de evaluat a persoanei până la binele comun. Și a fost așa, un interval foarte larg cu foarte multe nuanțe. Care sunt întrebările mele? Le pun pe cele care sunt mai spinoase, să spun. Pe de o parte, sunt două, deci pe de o parte ați vorbit cu temei despre importanța respectării liberului arbitru și în pandemie am avut, să zic, o situație tensionată. Încerc să fac o schiță a ei și să vă întreb cum vedeți soluția. Pe de o parte, respectarea liberului arbitru și a libertății persoanei, care înseamnă respectarea libertății de mișcare în multe situații și absența unor măsuri de carantinare excesive, libertatea care facilitează răspândirea virusului, creșterea numărului de bolnavi, creșterea numărului de bolnavi care au nevoie de asistență la ATI și blocajul sistemului de sănătate care nu mai poate să ofere acea egală atenție pentru toți bolnavii, inclusiv pentru cazurile grave care nu au neapărat legătură cu COVID-ul. Cealaltă posibilitate este de a îngrădi libertatea și de a restricționa mișcarea pentru a proteja, să spunem, sistemul medical de a sucomba, de a fi depășit din punct de vedere al capabilităților, să spun, de asistență medicală, de servicii medicale. Ambele soluții afectează liberul arbitru. Pentru că prima afectează, să spunem, sănătatea celorlalți expuși la libera mișcare a unora care s-ar putea să răspândească virusul și ar putea ajunge mulți la spital și nu vor mai avea posibilitatea să fie tratați așa cum ar trebui, rămânând bolnavi și, să spun, sub riscul de a muri. Cealaltă afectează liberul arbitru pentru că oamenii nu mai simt că sunt respectați în dreptul lor de la liberă mișcare și la liberă îmbolnăvire, să spun așa, ca un nespecialist, dacă ei doresc să se expună acestui virus pe răspunderea lor, să spun. Asta e prima întrebare. Cum vedeți acest raport și cum s-ar soluționa, pentru că perspectiva bioetică este o perspectivă fundamentală, de tip fundamental, deci aprecierile ar putea fi, să zic, de rafinamentul maxim aici. Și a doua chestiune, ați menționat în multe momente în prezentarea dumneavoastră despre necesitatea de a lua măsuri. De faptul că nu am luat măsuri, chiar mă uitam acum în timp ce prezentați, mă uitam la statisticile, e adevărat, nu 100% adevărate, în sensul că sunt și ele cu o marjă de eroare. Câte decese au fost în Taiwan totale de la începutul pandemiei COVID? Mă uit într-un tabel oficial, 1.343 de decese de COVID de la începutul pandemiei. Am studiat un pic problema Taiwanului, o țară care, spre deosebire de cele din Europa, n-au trecut de multă vreme peste pandemii sau epidemii, ci de puțină vreme. Acolo a fost și SARS-1 și câteva din gripele din China cu H1N1, H1N5, au fost mai multe virusuri periculoase care în ultimii 20-30 de ani au fost pe teritoriul Taiwanului, situații care i-a ajutat pe ei și pe cei care locuiesc acolo să pună la dispoziție și să formuleze niște măsuri foarte precise pentru intervenție. Și cunosc din articole care prezintă lucrurile foarte elaborat că guvernul din Taiwan are o legislație cu 128 de articole foarte bine puse la punct, care a fost finalizat după SARS-1 2002-2003, care în momentul pandemiei COVID-19 a intrat foarte rapid în aplicare, ei fiind obișnuiți cu astfel de gripe, nu pandemice, dar epidemice, care s-au succedat foarte des în ultimii 20-25 de ani, venind pe filieră chineză cele mai multe dintre ele. Și într-o astfel de țară, lucrurile sunt, să zicem, foarte bine puse la punct, dovadă că și decesele sunt totuși reduse. Cine ar fi trebuit să ia aceste măsuri sau cum le vedeți într-o țară care are totuși probleme serioase din punct de vedere al bugetului și al asistenței medicale?
a programelor de sănătate, a dotării spitalelor și a numărului de paturi la ATI, spre exemplu. Dacă statisticile sunt corecte, Germania are 80 de milioane de locuitori și 40 de mii de paturi la ATI. România are 20 de milioane de locuitori, ceva mai puțin, și nu depășește 3.000 de paturi la ATI. Numărul de paturi la ATI pe cap de locuitor, să spunem, deși cred că asta nu e o evaluare foarte corectă ca specialist, nu sunt specialist, arată că România nu are un număr de paturi suficient de mare, în timp ce Germania are un număr de paturi suficient de mare, ceea ce a și permis ca la începutul pandemiei să importe bolnavi din Franța sau din Italia pe calea aerului ca să le poată oferi asistență medicală. Cine ar trebui să ia aceste măsuri? Și de când ar fi trebuit ele să înceapă? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu pentru întrebare sau pentru întrebări care sunt foarte complicate, să zic așa. Sunt foarte complicate pentru că da, îmi sunt adresate mie, dar ele au un caracter general, pot fi, adică au fost auzite de către toți cei care sunt prezenți aici și deci sunt adresate tuturor celor prezenți. Dar toți cei prezenți, inclusiv eu, suntem doar cetățeni, unii poate și medici, și cu alte cuvinte, nu avem multă autoritate în a lua decizii, dar putem să avem opinii, păreri. De aceea sunt în mare parte aceste întrebări dificile, complicate, pentru că poate nu sunt adresate celor care sunt în măsură ca să decidă. Pe de altă parte însă, pentru că mi l-ați adresat mie, în raport cu tot ceea ce am spus până acum, trebuie să am un punct de vedere, evident, care poate fi și el e subiectiv și poate fi, mă rog, să zic, modificat eventual de alții. Prima întrebare, de fapt, și e foarte complicată, pentru că aduce în stare de intersecție, ca să nu spun de conflict, că n-ar trebui să fie de conflict, ci de intersecție, o întâlnire, adică dreptul la viață cu dreptul la libertate. Sunt două drepturi fundamentale, alături de dreptul la securitatea propriei persoane, sunt cele trei drepturi fundamentale înscrise în Cartea Drepturilor Omului pentru fiecare dintre noi, dacă vorbim sau încercăm o apreciere în baza drepturilor sau a binelui din perspectiva drepturilor. Atunci, din această perspectivă, bine este ca drepturile fundamentale pe care le avem, dincolo de drepturile constituționale, și acestea sunt variabile de la Constituție la Constituție, adică de la țară la țară, și dincolo de drepturile organice pe care le are fiecare țară, adică drepturile pe care le votează Parlamentul fiecărei țări prin reprezentanții lor, dincolo de acestea, cu toții avem aceste trei drepturi fundamentale. Prin urmare, întrebarea ar fi: pentru dreptul la viață putem restricționa dreptul la libertate? Sau pentru dreptul la libertate putem sacrifica dreptul la viață? Asta e o dilemă aparent din care noi nu putem ieși. Sau noi, anume oamenii care nu au putere de decizie la nivel național sau poate internațional. Cartea Drepturilor Omului numește cele două drepturi, las deoparte dreptul la securitatea propriei persoane, că nu e acum în discuție, le numește fundamentale, în sensul că nici unul nu este deasupra celuilalt. Și toate sunt preexistente. Nouă, adică dacă noi pășim într-un loc nou, în care n-a mai călcat nimeni, acolo ele
preexistă și dreptul la viață pe care îl vom avea acolo, în acel loc nou în care pășim, și dreptul la libertate pe care putem să ne-o manifestăm cu liber arbitru în acel nou loc în care pășim. Prin urmare, sunt egale. De aceea, judecata, dacă ne gândim cine o face pe baza drepturilor, o face Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dacă vorbim de Europa acum. Deci e o întrebare pentru un judecător de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și cred că, cum să zic, problematica aceasta a pandemiei din 2019 ar trebui să se afle la nivelul Curții Europene a Drepturilor Omului, astfel încât CEDO să aibă un punct de vedere de lege ferenda, adică creator de legislație pentru următoarea pandemie. Cum a avut acel amintit ghid de la Maryland, în care s-a exprimat pentru întreaga umanitate că nu se decuplează un respirator de pe o persoană în viață sub nicio formă și se caută un alt respirator pentru o persoană în nevoie de îngrijire, în care este nevoie de respirator. Acest ghid, care a fost conceput special pentru situații catastrofice, ei bine, nu a fost pus în practică sau a fost uitat. Deci, poate că era de la Maryland și nu era al Curții Europene a Drepturilor Omului. De aceea poate că CEDO ar trebui să se implice nu doar prin soluții punctuale pe cazuri care sunt evident juridice, anume când au fost încălcate drepturile omului și în conflictul sau întâlnirea, în intersecția dintre dreptul la viață și dreptul la libertate, care este mai important într-o speță anume, ci ar trebui să creeze niște reguli, niște norme pe care să le urmăm în general. Prin urmare, e foarte greu ca să spui oamenilor să nu mai circule pentru ca să previi acumularea într-un număr prea mare al lor în spital, după cum și aspectul invers pe care l-ați spus. Din perspectivă medicală însă, și mă refer anume la sistemul medical, respectiv la stat, la autoritatea statului, statul gândește, cred, nu sunt o persoană de decizie, dar mă gândesc astfel, gândește la apărarea dreptului la viață și gândește că poate să restricționeze, să restricționeze, nu să anuleze anumite drepturi și libertăți într-o anumită măsură, pentru o anumită perioadă de timp, pentru a apăra dreptul la viață, care în mod evident este un drept suprem al fiecăruia dintre noi, dacă vorbim acum din perspectiva drepturilor doar. Și atunci, asta însemnând, este o autoritate a mea ca și stat să salvez cât mai mulți cetățeni din statul pe care în care am această autoritate. Prin urmare, am obligația de stat ca să prioritizez dreptul la viață și salvarea vieții față de anumite drepturi și libertăți care pot fi punctual și pentru un interval de timp restricționate. Și probabil că acesta a fost modul în care s-a gândit. Dacă acesta este un mod pe care și Curtea Europeană a Drepturilor Omului gândește că a fost corect, asta e o altă discuție. Și de aceea ar trebui probabil, nu în raport cu un caz anume, Curtea să aibă un punct de vedere, cum a avut, de exemplu, acea întrunire de la Maryland, care a creat un punct de vedere
o normă, un ghid pentru întreaga umanitate, chiar dacă nu s-a respectat, să încerce să aibă curajul și Curtea Europeană a Drepturilor Omului de a crea o astfel de normă care poate deveni de lege ferenda chiar, creatoare de lege. Adică, asta probabil că a fost raționamentul statului și care l-a transmis sistemului medical și astfel încât să încerce să prevină. Deci, scopul, eu cel puțin așa l-am înțeles, a fost prevenția transmiterii bolii. Prin urmare, nu afectarea liberei circulații pentru libera, pentru că având ca și scop o diminuare sau un control al libertății persoanei, ci prevenirea îmbolnăvirii acestor oameni, ca să salvăm oamenii de ceea ce li se poate întâmpla și să protejăm dreptul lor la viață. Și asta să o facem ca o acțiune de stat, o acțiune în care statul are o obligație față de cetățeanul său. Și atunci le spunem să stea în casă, să se spere, să poartă mască, în sfârșit, tot ceea ce este necesar ca să nu se îmbolnăvească. Asta poate să aducă de la sine și restricții asupra anumitor drepturi și libertăți, dar cu un scop benefic, de beneficență, respectiv de a face bine în sensul de a nu se îmbolnăvi și respectiv de a proteja dreptul lor la viață. Prin urmare, dacă acesta a fost raționamentul și nu scopul cu prioritate o restricționare a unui drept sau a unor libertăți, atunci, din perspectiva celui ce are autoritate asupra respectării dreptului la viață a cetățenilor, pare să fie o acțiune corectă. O acțiune corectă nu este întotdeauna și o acțiune bună sau o acțiune care este plăcută. Poate să fie corectă, dar poate să nu fie plăcută. Întrebarea e, cum ați spus, liberul arbitru cere ca să alegem noi dacă vrem ca să lăsăm pe alții să hotărească ce e corect sau să hotărâm noi înșine ceea ce e plăcut. Dacă liberul arbitru include alegerea în acest fel, și acest fel este o alegere de fapt egoistă, adică o alegere cu puțină responsabilitate față de ceilalți și cu responsabilitate față de noi înșine, atunci liberul arbitru, cum să spun, nu poate fi criticat, dar poate fi amendat de faptul că nu este însoțit de responsabilitate suficientă. Adică, o fi corect, dar nu-mi place. Și eu fac ce-mi place. Pentru că am liber arbitru asupra la ceea ce reprezintă propria mea viață și aleg ca viața să reprezinte pentru mine ceea ce-mi place și nu datoria față de alții. N-am o datorie față de alții, am o datorie față de mine. E o formă de liber arbitru asta. Eu nu împărtășesc această formă de liber arbitru, eu personal, dar ca și poate foarte mulți alții. Da, sunt unii care o împărtășesc. Și atunci, dintr-o dată, din această perspectivă în care nu doresc să-ți asum multe responsabilități, din această perspectivă, limitările sunt frustrante. Și de aceea spuneam la un moment dat că e foarte greu să judeci.
Probabil, Curtea Europeană a Drepturilor Omului are această problemă, că este foarte greu să judeci, cu atât mai mult să judeci nu doar o persoană, ci un stat în ansamblul său. Pentru că aceasta e natura judecăților de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Drepturile omului în relația cu statul, cu autoritatea unui stat. De aceea zic, cred că Curtea Europeană ar trebui, dincolo de ceea ce judecă în fiecare zi, și asta înseamnă că are persoane care cu multă responsabilitate pot stabili responsabilități, atunci ar face bine să stabilească responsabilități și în numele umanității. Și în asta, evident, o poate face Curtea Europeană a Drepturilor Omului în raport cu umanitatea europeană. Lucru care ar trebui să se îndrepte către Națiunile Unite, dacă discutăm acum în numele umanității, din perspectiva exercițiului drepturilor. Pentru că o abordare era, așa cum ați spus foarte bine la început, dacă spiritualitatea creștină și, în general, religia poate să susțină această solidaritate într-o măsură mai mare. Bineînțeles că poate, dar poate și respectul drepturilor să o susțină, cu condiția ca să fie respectate, cu condiția ca ceea ce se scrie și se spune la Maryland în 2017 să fie respectate pentru toată lumea, să fie respectate în 2019. Cu condiția ca ceea ce se poate spune de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, nu știu în ce an, să fie și respectat în anul următor. Adică să nu uităm și să nu, cum să spun, fim în situația să retrăim mereu ca și când am pornit de la zero. Toate întrebările la care deja s-au găsit soluții sau răspunsuri. Deci, aceasta ar fi, să zic, un fel de răspuns, nu știu dacă a răspuns cu privire la prima întrebare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și mă opresc cu intenția de a formula și cealaltă întrebare, o retrag pentru că văd că au mai apărut și alte întrebări și pentru că știu că voi avea șansa să vă întâlnesc la Monza, pentru că ne vom întâlni acolo pentru discuții. Celelalte întrebări vi le pun în privat, inclusiv a doua întrebare, pentru că aș vrea să dau colegilor mei posibilitatea să-și formuleze și ei întrebările. Doar să spun că a fost excelent pentru mine, răspunsul a fost foarte, foarte bun, pentru că e nevoie de o perspectivă a bioeticii ca știință fundamentală, să spun, care pune lucrurile la punct și această radiografie cu dreptul la viață și dreptul la libertate și felul în care ele sunt puse după caz de către stat sau de către persoană în diverse poziții, prioritar sau nu, este excelent pentru mine, este o lectură minunată și mă încadrez foarte bine cu propria mea viziune în tot ceea ce ați spus. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi, trecem la următoarea întrebare, pentru că sunt întrebări foarte bune din punctul meu de vedere și atunci merită să fie evidențiate ca atare. Părintele Pompiliu, în acest context al discuției anterioare, întreabă dacă, domnule profesor, dacă din punct de vedere medical și bioetic, în perioada pandemiei, nu credeți că a fost și o lipsă de comunicare, dar și un limbaj sărăcit de factorul politic? Cred că ați răspuns cumva la această întrebare, doar dacă mai doriți să mai adăugați ceva. Adică, altfel spus, factorul politic a fost cumva surprins de desfășurarea și derularea evenimentelor, cred eu, și există mai puțină, a fost, din punctul meu de vedere, mai puțină capacitate de a relaționa și de a comunica cu publicul. Acum, cum considerați dumneavoastră, în ce măsură factorul politic a fost sau nu, a influențat sau nu, în bine sau în rău, gestionarea pandemiei, este întrebarea. Da. Nu știu cât de, să zic, cât de multă expertiză am eu în a face apreciere privire la factorul politic și în același timp nici nu am foarte mult în raport la comunicare, sunt specialist în comunicare. Ce aș vrea să spun, să precizez, factorul politic se leagă de autoritatea statului. Și aminteam de încercările pe care cred că le-a parcurs
autoritatea statului, oricare stat, a fost valabil și la noi, de a proteja dreptul la viață, gândind probabil și la acel nivel există consultanți suficienți pentru, eu nu m-am numărat printre dumnealor, suficienți care să încerce să echilibreze puțin această dilemă a dreptului la viață versus dreptul la libertate. Drept urmare, au fost, cum să spun, decizii care s-au luat și pe care le-am trăit, da, cu toții, cum le trăiesc și cei din Taiwan, de exemplu, da, sau din alte locuri în care poate sunt norme foarte clare încă de dinainte de o pandemie, astfel încât atunci când vine pandemia, pui mâna în sertar și scoți direct normele respective ca să le aplici. Și societatea le urmează, lucru care e foarte important, ca societatea să urmeze normele care sunt stabilite. Deci, cum să zic, ar fi altceva de spus. Am vorbit despre comunicare, am spus că n-a fost o bună comunicare. N-a fost, și nu numai eu, mult, toată lumea a spus asta, sau foarte multă lume, n-a fost o bună comunicare nici din partea celor care știau, și în același timp a fost o insuficientă comunicare în raport cu aspectele care, sau cu lecțiile care s-au cunoscut. Deci, așa, reamintesc acum vorbele lui Terence Stamp în 2017, dacă acum ar veni o pandemie, acum că avem virusul gripei spaniole în laborator și știm totul despre el, dacă ar veni o pandemie cu un virus de genul acesta, ar pune sistemul medical din lume în genunchi. Pentru că nu e suficient să știi structura virusului ca să poți să faci față la ceea ce va produce el. Și ce vreau să spun este că vorbele lui Terence Stamp, eu le-am descoperit, eu nu le-am auzit. Prin urmare, și alții, poate nu le știau, poate le-au auzit de la mine acum. Adică cum era cineva în 2017, cu 2 ani înainte, care spunea asta, și dacă era, ce măsuri s-au luat? Asta ar fi trebuit comunicat, de exemplu. E o comunicare insuficientă. Există oameni care știu lucruri și nu le spun. Ceea ce înseamnă o comunicare insuficientă. Iar cei care le spun, poate le spun incomplet. Poate nici nu le știu complet, poate le spun incomplet. Dar altceva aș vrea să spun despre comunicare, și să nu vă ocup foarte mult spațiu, revin la gripa spaniolă. În 1918 se comunica prin radio. Atât. Și cu toate acestea, oamenii erau solidari. În 2019-2020 comunicam prin internet. Evident, aveam și radio la dispoziție și televizor și aveam toate mijloacele de comunicare și oamenii erau nesolidari. Deci, dacă ne gândim că ne trebuie mijloace de comunicare ca să fim solidari, ei bine, nu s-a dovedit că este așa. Ne trebuie o bună comunicare cu mijloacele de comunicare pe care le avem. Ei, asta e o altă problemă, pentru că comunicarea, internetul, a conținut și bună comunicare și manipulare și rea comunicare, poate comunicare insuficientă cu bună credință sau cu rea credință. Deci, mijloace mai multe de comunicare nu înseamnă întotdeauna și o bună comunicare. Prin urmare, e nevoie probabil și de specialiști în comunicare. Da, și vă mulțumim foarte mult. Aș vrea să adresez acum o întrebare
din partea domnului Sebastian Moldovan, pe care îl găsesc foarte bun această întrebare, dar înainte de a o enunța, voi spune că are legătură și cu ceea ce am trăit personal. Este vorba de decesul socrului meu în perioada pandemiei, ducerea sa prin ambulanță la spitalul acela mobil, Sfânta Parascheva, de lângă Iași, din Lețcani, și acolo lucrurile au fost pur și simplu imposibil de gestionat și probabil și din partea cadrelor medicale, dar oricum din partea noastră a familiei noi nu am mai avut un contact și nu am mai putut gestiona în niciun fel comunicarea cu socrul. Deci lucrurile au fost ciudate și din punctul meu de vedere, pentru că s-a interzis aparținătorilor, eram atunci carantinat, soacra, deci soția era carantinată, lucrurile au fost ciudate. Abia a putut să participe un membru din partea familiei apropiate, gradul 1, după care au alții prieteni și lucrurile au fost dificil de gestionat. Acum întrebarea este, vă rog, din partea domnului Sebastian Moldovan, spune așa, vă rog să comentați în calitatea dumneavoastră de medic legist cu privire la respectarea demnității persoanelor decedate cu COVID. Cum apreciați că s-a gestionat această relație? E o întrebare bună. Cred că e o părere. Nu a fost... a fost o bună intenție, dar cred că nu a fost o gestionare pe măsura riscului sau pericolului. Vedeți, într-o primă etapă nici autopsii în Europa vorbesc acum, nu în România, nici autopsii nu se făceau. În primele 4 luni sau 5 luni de zile în Europa s-au făcut în jur de 150 de autopsii în toate țările. În primul an, în 2019, noi am avut numai în România 150 de autopsii medico-legale. Deci, aproape cât toate autopsiile din Europa. E opus la ceea ce s-a spus la televizor că nu se fac autopsii medico-legale, tocmai s-au făcut, sute de autopsii s-au făcut în România, ceea ce arată că sistemul medical, acum mă refer la cel medico-legal, s-a expus la riscuri, evident, cu mijloace de protecție, pentru că erau solicitări exprese ale justiției care cerea răspunsuri și nu puteam să dăm răspunsuri fără să efectuăm autopsiile medico-legale. Prin urmare, ne-am expus. Nu s-au constatat îmbolnăviri legate de practica medico-legală, profesională, adică ocupațională. Dacă s-au îmbolnăvit medici legii, s-au îmbolnăvit ca urmare a contractării bolii în urma altor surse, altele decât cele profesionale sau extraprofesionale, de la alți bolnavi din familie sau, mă rog, din alte împrejurări. Prin urmare, riscurile ocupaționale erau în mod real mai mici decât cele care erau bănuite sau anticipate. Și asta la nivel european. Toată lumea credea că e mai periculos contactul cu produsele biologice ale omului, mai ales pentru profesioniști, decât într-o gripă obișnuită. Ceea ce nu s-a dovedit a fi real. Din această perspectivă, dar a fost o necunoaștere generală acest lucru, care a produs măsuri la nivel european de limitare a numărului de autopsii
la strictul necesar cerut de justiție. Din această perspectivă, relația medicinii legale, că aceasta a fost întrebarea, și a instituțiilor de medicină legală, cele care efectuau autopsii, pentru că în spitale nu se efectuau autopsii și nu s-au efectuat autopsii în toată această perioadă a pandemiei, în cazuri COVID pozitive, ci numai în sistemul medico-legal și numai în raport cu întrebări ale justiției. Și atunci, din această perspectivă, apare exagerată relația medicinii legale sau sistemului medico-legal cu cetățeanul, căruia sau pe care sau căruia nu i se, să zic, permitea accesul către defunct, către persoana dragă și decedată, și deci predarea decedatului a fost, era, cum să zic, plină de restricționări către familie. Explicația, am încercat să o dau, a fost o insuficientă cunoaștere a riscurilor epidemiologice în raport cu produsele biologice umane contaminate cu această afecțiune, lucru care, iată, acum, deși COVID-ul există în continuare, nu se mai petrece. Dispoziții ale Ministerului Sănătății au fost abrogate, deși infecția continuă să existe și în continuare facem autopsii în cazuri COVID pozitive. Cu toate acestea, nu mai există restricționări către cetățeni, către familiile sau către aparținătorii acestor persoane. Așa că, dacă întrebarea era, a fost o poziționare corectă, a fost o poziționare exagerată. Și această poziționare exagerată s-a datorat unor unei cunoașteri insuficiente. Și s-a datorat, această cunoaștere insuficientă a creat riscuri sau a adus în cunoaștere riscuri mai mari decât cele reale, care probabil cu intenția de a proteja dreptul la viață și de a proteja transmiterea bolilor infecțioase către populația generală a impus norme restrictive, care e posibil să fi fost exagerate la momentul acela. Acesta ar fi, cred că, răspunsul corect, de altfel. Adică, în conformitate cu realitatea. Da, mulțumim, pentru că e diferit să discutăm ca observatori, să spunem, pe cât posibil obiectivi ai acestui fenomen, și altceva este să fii implicat familial într-o situație, în așa fel încât, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsul dumneavoastră. Și familia noastră a considerat că a fost exagerat, pentru că anumite măsuri le-am considerat ca fiind excesive. În acest context, aș îndrăzni să vă întreb, cum comentați cele ce se întâmplă în Shanghai, acel oraș din China cu 25 de milioane, atitudinea autorităților, dacă puteți să ne spuneți câte ceva? Nu pot avea o părere pozitivă. Dacă vorbim despre același virus și nu vorbim despre un alt virus sau o altă tulpină pe care să nu o cunoaștem, care să fie mult mai infecțioasă, mult mai periculoasă, da? Pentru că ați amintit de țările asiatice și de MERS, care avea mortalitate de 50%. Deci, infecția respiratorie MERS omora jumătate din oameni. Aceasta a omorât până în 4-5%. E foarte mult, da, dar este de 10 ori mai puțin. Deci,
Dacă vorbim despre aceeași infecție pe care o cunoaștem și care, iată, astăzi la noi nu mai are măsuri restrictive, deși ea continuă să fie încă prezentă și încă există persoane care prin comorbidități sunt în pericol sau viața lor este în pericol, atunci ceea ce se întâmplă acolo este evident exagerat și este cu o restricționare, ceea ce spuneam, a drepturilor și libertăților, deci a dreptului la libertate, gravă, severă puțin spus, în raport cu, într-o balanță, cu dreptul la viață. Da, dar dacă nu discutăm de o altă tulpină care se omoare de 10 ori mai mulți oameni, sau nu știu de câte ori mai mulți, atunci ceea ce se întâmplă e disproporționat. Dar este o decizie a statului și e foarte greu să judeci altfel decât dintr-o perspectivă umanitară sau dintr-o perspectivă bioetică decizii ale unui alt stat. Asta, evident, ar putea să o facă Curtea Europeană a Drepturilor Omului dacă s-ar întâmpla în Europa. Dar nu se întâmplă nici măcar în Europa. Așa încât, nu știu, Națiunile Unite poate doar, da, să aibă în vedere o analiză, să zic așa, pe care probabil că nu o va avea. Prin urmare, nu pot să fiu de acord cu ceea ce se întâmplă acolo și cu suferința adusă oamenilor cu scopul de a preveni transmiterea bolilor și a infecției care nu are, dacă nu are, o altă epidemiologie decât cea pe care deja o cunoaștem cu toții. Mulțumim foarte mult. O altă întrebare spune în felul următor: cum apreciați faptul că unii dintre medici sau cadre medicale au militat și consideră că explicația acestui virus, etiologia acestui virus, ar trebui găsită într-o teorie conspiraționistă și în același timp au o anumită reactivitate față de discursul oficial al statului sau al Ministerului Sănătății? Am făcut o apreciere privind acest aspect. Nu sunt de partea acestor colegi. Și nu cred că este în regulă. Cred că toți medicii trebuie să se vaccineze. Pentru că, în primul și în primul rând, trebuiau să gândească să nu transmită boala. Să nu transmită boala unora dintre pacienții pe care îi îngrijesc în spital și care încă nu o au. Pentru care trebuiau să se vaccineze, ca ei să nu fie vectori. Că pacienții se pot îmbolnăvi de alte surse, asta e posibil, dar nu datorită lor. Sănătatea pacientului meu e principala mea îndatorire, e norma fundamentală a declarației de la Geneva, noul jurământ hipocratic, să zic așa, la nivelul anului 1948, atunci după tribunalul de la Nuremberg. Deci, sănătatea pacientului meu e principala mea îndatorire, mă face și mă obligă ca să îl feresc de boli pe care eu aș putea să le dau. Și, separat de asta, să-l îngrijesc și să-l tratez de bolile pe care le are el. Prin urmare, cred că acești medici, și cred că chiar așa este, poate greșesc, cred că acești medici nu erau dintre cei care practicau în spital. Adică nu erau din cei care vedeau în fiecare zi cum pacienții se află în terapie intensivă și pe culoarele spitalului și mor cu sau fără îngrijiri medicale suficiente. Pentru că dacă s-ar fi aflat într-o astfel de situație acolo, împreună cu colegii lor, în presiunea și suferința pe care colegii lor o au și știu că aceia erau vaccinați toți, atunci cred că alta ar fi fost abordarea lor. Dar probabil că unii dintre medici nu au avut acest fel de îngrijire medicală. Acesta ar putea fi punctul meu de vedere și mai cred că Colegiul Medicilor, ca și organizație socioprofesională
a medicilor ar trebui să se implice în astfel de cazuri, nu pentru a responsabiliza, nu în sensul acesta, ci pentru a informa și în același timp pentru a obține o voce unitară a sistemului medical în raport cu societatea. Pentru că altminteri trebuie să răspunzi liberul arbitru al fiecărui om, inclusiv din interiorul profesiei. Da, este foarte bine că dumneavoastră faceți aceste precizări. Noi avem nevoie să ne edificăm. De fapt, dacă ar fi să îndrăznesc o tușă personală, aș spune că sunt recunoscător Părintelui Diacon Sfânt Mihalache pentru această oportunitate de a modera și de a fi prezent, pentru că consider că oamenii noi, în general, ca specialiști, avem nevoie de o edificare care ar putea fi privită pe patru niveluri. Pe de o parte, gândim în proximitatea ceea ce facem în fiecare zi, din momentul în care ne trezim. Al doilea nivel superior, primul, este acela de a fi specialiști, așa cum sunteți și dumneavoastră și majoritatea celor care suntem astăzi prezenți în acest discurs foarte antrenant. Și suntem capabili, după facultate, masterat, doctorat, să putem să gestionăm un discurs edificator pe o anumită zonă de expertiză, să zicem. Al treilea mod de a gândi, din punctul meu de vedere, este acela de a citi cărțile importante ale umanității și în felul acesta să filtrez, ca dintr-un bol cultural foarte generos, ceea ce este important și în felul acesta edificarea este superioară. Iar în al patrulea rând, ceea ce creează această conferință, oportunitatea acestei conferințe, este de a cădea pe gânduri în fața unor subiecte foarte importante. Dumneavoastră ne-a ajutat să cădem pe gânduri, să gestionăm la rândul nostru, prin ceea ce informațiile pe care ne le oferiți și prin întrebările care în același timp parvin către noi, să cădem pe gânduri asupra acestui subiect atât de important care a fost pandemia. Aici văd rolul extraordinar de important al acestor conferințe, din punctul meu de vedere. Eu, după 2 ore în care v-am ascultat pe dumneavoastră, am pus întrebările și am fost deplin conectat la acest eveniment, vă spun că am sentimentul celui care, într-adevăr, se edifică căzând pe gânduri asupra unor lucruri care contează. Să nu uităm că pandemia aceasta, care cu ajutorul Dumnezeu s-a terminat în sfârșit, să sperăm că pentru mult timp, a creat foarte multă rumoare, foarte multă dezorientare într-o societate care și așa nu era foarte bine coagulată și la un moment dat discursurile fiind și contradictorii ne-au bulversat. Din punctul meu de vedere, vă mulțumesc foarte mult pentru această șansă de a fi împreună cu noi. Eu personal aveam nevoie și am nevoie de comunicări cu persoane care sunt specializate în domenii. Dacă aș mai risca o întrebare, ar fi să spunem aceasta, dacă dumneavoastră ați fi factor de decizie politic în perspectiva gestionării unei viitoare pandemii, care ar fi cele 3 sau primele 3 măsuri legislative sau recomandări pe care le-ați face? Asta e o întrebare complicată. Vă mărturisesc că nu m-am gândit niciodată că aș putea fi un factor de decizie. Sunt o persoană care, în general, îmi pun foarte multe întrebări. Și, deci, tocmai că sunt astfel de persoane ca mine, cred că sunt mai buni consultanți, să zic așa, decât factori de decizie. Pe de altă parte, sunt, așa cum ați amintit la început, un director în exercițiu, deci sunt și factor de decizie, dar într-o altă sau având la dispoziție alte tipuri de decizii decât cele politice pe care tocmai l-ați amintit. Principala problemă ar fi într-adevăr aceasta a echilibrului dintre dreptul la viață privit ca o obligație a statului față de cetățenii săi
și în care statul ar vrea să nu eșueze, ca să fie făcut responsabil că n-a făcut tot ce ținea de el pentru a-și apăra, pentru a apăra viața cetățenilor săi, față de dreptul la libertatea cetățenilor săi, prin restricționarea pe anumite perioade de timp și a anumitor drepturi. Așa încât, gândind, asta ar fi una, gândind această balanță foarte fină cu consultanți buni în acest domeniu, aș lua decizia care, sau deciziile care s-ar transpune în norme care să limiteze doar pentru scurt timp, punctual și strict în raport cu riscurile concrete, reale, care există, deci nu cu ce am crede, ci cu ce știm, libertățile pe care le au oamenii în societate. Aceasta ar fi o primă, să zic, măsură. O a doua ar fi o mai bună comunicare. Tocmai aceasta pe care tocmai o spuneam, astăzi avem mijloace de comunicare. Atunci, dacă avem mijloace de comunicare, ele să fie folosite astfel încât să nu manipuleze nici de o parte în exercițiul autorității, nici de partea cealaltă în refuzul de supunere la exercițiul autorității. Nu putem compensa lipsa de încredere a oamenilor, cu caracter general vorbesc acum, în autoritatea statului. E o neîncredere. În toată lumea s-a observat această neîncredere. Oameni din toată lumea au ieșit în stradă împotriva deciziilor statului ca autoritate menită cu scopul sau cu scopul de a-i proteja. Prin urmare, revin din 1918, se comunica numai prin radio, dar tot ceea ce se comunica ca să se facă spre protejare, se făcea. Și oamenii ascultau. E adevărat, erau și în război și erau și în gravă suferință economică. Adică erau puternic oprimați, speriați, astfel încât o voce, precum vocea autorității statului, era ascultată prezumând că ea nu poate veni să facă rău, ci numai bine. Așa încât astăzi avem mult mai multă comunicare, atunci această comunicare trebuie să fie liberă, nu trebuie să fie controlată, trebuie să fie liberă, dar trebuie exercitată transparent și de către persoane care spun adevărul complet și o fac într-un mod onest, cinstit, și de o parte și de alta. Deci, specialiști în comunicare, lucru care nu s-a întâmplat. Aceasta ar fi, cred că, a doua. Comunicarea, da? Și a treia este cea cu care am început discuția de astăzi. Este solidaritate, spiritualitate, inclusiv spiritualitate religioasă, spiritualitate creștină, dacă vorbim de noi, cred că în a fi mai buni, vorbeam de o mai bună relație medic-pacient, o rescriere a relației medic-pacient. Am amintit că în primele luni ale pandemiei numai relația medic-pacient ținea pacienții în viață, pentru că în rest nu se știa ce trebuia să li se dea, deși teoretic aveam, nu știam ce și cum să amestecăm pentru a le da, și evoluția era galopantă la foarte mulți oameni deodată, astfel încât sistemul era speriat că este și a și fost depășit. Și atunci, aceasta ar fi, să zic,
în al treilea aspect. Și un al patrulea, iertați-mă, trebuia înaintea acestuia, care este cel mai important, cel legat de spiritualitate și de a fi mai buni și de a ne ajuta unii pe alții, înainte de acesta, al treilea, ar fi trebuit să fie, sau ar trebui să fie, această lecție învățată pentru ceea ce ar putea să vină. Lecția învățată pentru ceea ce ar putea să vină ar putea fi observația foarte corectă care s-a făcut: avem prea puține paturi de ATI. Dar nu numai de ATI, avem prea puține echipamente respiratorii. Deci, la populația pe care o avem. Și atunci, ar trebui să le creăm. N-ar trebui să ajungem ca să le decuplăm pentru ca să le dăm altora ca să moară toți. Ar trebui să facem mai multe. Deci, ar trebui să ne pregătim, și asta e o obligație a statului, ca să creeze aceste disponibilități, aceste mijloace în pregătirea unei situații asemănătoare care ar putea veni. Poate că niciodată nu vor fi suficiente, dar ar trebui să fie data viitoare mai multe decât sunt acum. N-ar trebui data viitoare să contabilizăm, așa cum foarte bine ați spus, același număr. Că asta înseamnă nu doar o lecție neînvățată, ci și o acțiune care n-a fost împlinită. Deci, asta se cheamă prevenție. Deci, să prevenim ceea ce s-ar putea întâmpla data viitoare. Învățând lecția, să prevenim. Asta înseamnă să construim facilitățile și să dispunem în interiorul lor mijloacele, să avem mai mulți medici bine pregătiți, cu care să fim în așteptarea unei astfel de situații, ca atunci când se va produce, să ne aflăm într-o situație superioară, mai bună decât am fost acum. Și apoi, a patra, revin, este cea legată de a fi mai bun, deci de spiritualitatea care și de valorile spirituale care ar trebui să le gândim cu toții, ca și lecție a ceea ce s-a întâmplat, în a fi mai bun și față de ceilalți, în a ne întrajutora într-o măsură mai bună decât am făcut-o poate în acești 2 ani. Vă mulțumim foarte mult, domnule profesor, dar nu putem încheia, deși suntem la finalul întrevederii noastre, fără ultima întrebare, și anume: riscul biologizării excesive a actului medical poate oare intra în conflict cu principiile fundamentale ale eticii? Își pierde tehnologia neutralitatea pe drumul obținerii binelui unei persoane? Este ultima întrebare, dar fiind la final, vă rugăm să fiți cât se poate de succint, dacă se poate. Da, o să fiu foarte succint. Deci, în primul rând, preiau întrebarea. Dacă aceasta e întrebarea, răspunsul este da, este un risc. Este un risc. Dar mai multă tehnologie, și vom avea mereu mai multă tehnologie, ceea ce decurge din progresul medicinii și e un lucru bun, mai multă tehnologie nu înseamnă mai puțină etică profesională. Înseamnă mai multă etică profesională. Deci, dacă înconjurăm omul numai de echipamente și roboți, asta nu înseamnă că relația medic-pacient nu mai există. Din contră, e mai prezentă, mai încărcată de responsabilități, tocmai pentru că omul în încăperea aceea e înconjurată numai de roboți. Deci, în spatele geamului, oamenii trebuie să continue să existe și ei trebuie să gândească în respectarea valorii persoanei, a demnității ființei umane și în a contrabalansa această tehnologie care poate să ducă, așa cum foarte bine ați spus, la depersonalizarea relației medic-pacient, lucru care ar fi dramatic, pentru că, iată, COVID-ul a arătat că numai din contră, repersonalizarea și renașterea relației medic-pacient, rescrierea ei, a fost singura care
la începutul pandemiei a oferit o șansă celor care aveau nevoie de îngrijire pentru că alte mijloace de îngrijire nu se știau a fi folosite. Și atunci trebuie ca deci să protejăm ceea ce este vulnerabil. Ori relația medic-pacient în condițiile unei tehnologizări accentuate a medicinii este vulnerabilă și ea trebuie protejată. Vă mulțumim tare mult pentru această oportunitate de a fi 2 ore și mai bine împreună și pentru răspunsurile dumneavoastră. Vă dorim să aveți în continuare o activitate bogată și multe împliniri spirituale, pentru că ne-ați vorbit și despre latura aceasta spiritualității pe care o practicați și vă mulțumim pentru aceasta. A fost împreună cu noi domnul George Cristian Curcă, profesor de medicină legală și bioetică la Universitatea de Medicină Carol Davila București, în același timp directorul general al Institutului de Medicină Legală Mina Minovici, din București. O să avem reală plăcere să vă avem și vă mulțumim, să fiți împreună cu noi și vă mulțumim foarte mult. Am reținut în mod deosebit din ceea ce a spus dumneavoastră și mi-a plăcut pe suflet această necesitate de a centra pe persoană și apoi pe boală. Deci prioritatea să fie persoana care este bolnavă și apoi să vorbim despre afecțiunile somatice.